Maria Beatrice este o fetiță ce s-a născut cu grave probleme de sănătate. Ce s-a întâmplat? Hemoragie cerebrală din cauza suferinței fetale și nașterii premature. Pentru Maria Beatrice și copii asemănători ei, părinții au înființat Complexul de Servicii Sociomedicale Maria Beatrice din Alba Iulia. Și-a început activitatea în martie 2012, iar de atunci mulți copii beneficiază de tratament subvenționat de lungă durată. Acum, fetița Maria Beatrice și centrul ce-i poartă numele cresc împreună. În 2008 s-a născut fetița Maria Beatrice, care a fost diagnosticată cu paralizie cerebrală infantilă tetrapareză spastic-dischinetică. Am început să mergem în țară, la recuperare, la Sibiu, Cluj-Napoca, am ajuns în Germania, la Düsseldorf, am făcut un implant de celule STEM, în Ucraina, la Clinica Internațională de la Truscaveț și ne-am întors în țară și am realizat că niciodată nu vom avea atâția bani încât să mergem în străinătate la toate terapiile de care fetița noastră are nevoie. Și pe drumul dinspre Ucraina, înspre România, de 16 ore, împreună cu soția, am zis că 16 ore ce să facem? Hai să visăm. Ce ar fi să facem un centru, cum am văzut în străinătate, în România? Și am venit în România cu acest gând și am început. De unde am început? Noi fiind profesori, eu de informatică, soția mea profesoară de limba engleză, am început de la elevii noștri. Și împreună cu ei am organizat câteva evenimente, am atras oameni, am atras părinții elevilor noștri și am lansat ideea înființării unui centru de recuperare pentru România la Alba Iulia. Lucrurile s-au derulat într-un mod rezonabil la început și în 2011 am intrat într-un parteneriat public-privat cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia. Ne-a oferit un spațiu pe folosință gratuită pentru 10 ani și am înființat Complexul de Servicii Sociomedicale Maria Beatrice din Alba Iulia, care și-a început activitatea la 1 martie 2012, când au intrat primii 4 copii, printre care și fetița noastră Maria Beatrice. Ei, de atunci lucrurile s-au derulat într-un mod, zic eu, foarte frumos, încât la această dată Centrul Maria Beatrice asigură recuperare neuromotorie și recuperare pentru afecțiuni neuromotorii osteoarticulare și musculoscheletale pentru copii din Alba Iulia, județul Alba și din întreaga țară. Practic, la această dată sunt 44 de locuri subvenționate în parteneriate cu primării ca a municipiului Alba Iulia, Sebeș, Vințul de Jos, Ogna Mureș și lunar vin între 25-30 de copii din întreaga țară și când zic întreaga țară mă refer și la București, Timișoara, Sibiu, Cluj-Napoca, Târgu Mureș, care sunt orașe cu tradiție pe această parte medicală. Astfel încât la această dată practic asigurăm undeva la pentru 55-60 de copii terapie zilnic la Centrul Maria Beatrice și mă refer la terapie pe termen lung. O astfel de terapie se face pentru 3 luni, 6 luni, 2 ani, 3, 5. Pe tot parcursul celor 6 ani de activitate ne-a fost foarte greu să strângem personalul de specialitate. Eu personal, dacă într-un an de zile găsesc 2 oameni buni, mă consider că am un an împlinit. Sunt, cred că de la început, de când s-a înființat centru, de 6 ani, cred că lumea vine la Alba Iulia pentru pachetul de terapie, serviciile care le oferă centru și când mă refer la servicii, mă refer la terapie. Pachetul include hidrokinetoterapie, kinetoterapie, mecanoterapie, terapie Voita, masaj, parafinare și mai nou avem și capsula hiperbarică, cu oxigenoterapie. Acum terapiile sunt adaptate, sunt personalizate pentru fiecare patologie în parte, pentru fiecare copil în parte și
încercăm să compunem un plan terapeutic cât mai complex pentru fiecare copil. Deci un părinte cu copil găsește aici aproape tot ce are nevoie pentru a face mai multe ședințe de terapie, nu? Da, de la partea motrică, aici ne referim la gimnastică și aparatura cu care lucrăm, până la partea cognitivă, partea psihomotrică, ca să zic așa, care ține de colegele de la ergoterapie, găsesc parchetul complet. Adică copilul intră în centru și beneficiază de toate terapiile timp de 3 ore, 4 ore, ca la grădiniță sau la școală. La această dată avem 36 de angajați, medici, kinetoterapeuți, psihologi, clinici, psihoterapeuți, terapeuți ocupaționali, logopeți, maseri, hidroterapeuți, care asigură serviciile și pe care am adus din Timișoara, din Sibiu, din Craiova, Suceava, de unde am auzit că este un terapeut bun, l-am ofertat și am căutat să-l aducem la Alba Iulia. De asemenea, echipa administrativă contează foarte mult. Avem 2 juriști, avem 2 economiști, pentru că relația cu statul trebuie să fie una foarte disciplinată și foarte riguroasă pentru un astfel de centru, care este într-un parteneriat, repet, public-privat, care presupune foarte multă documentare și pe parte juridică și pe parte economică. Noi denumim chestiile astea care se întâmplă la copii, afecțiunile neuromotorii, ca niște blocaje. Vedem până la ce vârstă este încadrat, ce reușește să facă din punct de vedere independent, că până la urmă ăsta e obiectivul principal, să ducem copilul cât mai mult spre independență. Și de acolo adaptăm programul terapeutic, care va fi continuat și acasă, de către părinte sau terapeutul cu care lucrează acasă. Toți copiii care vin în centru mai lucrează și acasă cu terapeuți la domiciliu sau merg în centre din orașele respective. Ideea e că încercăm să păstrăm, să avem continuitate, să lucrăm pe același principiu. Dacă astăzi lucrăm pe echilibru sau pe postură, asta am vrea să transmitem și celor de acasă. Să nu facem un program mai haotic, să zic așa, cât mai complex. În peregrinările noastre, atât în țară cât și în străinătate, ne-am făcut un tablou rezonabil în ceea ce privește nevoia de dotare a unui astfel de centru pentru a face față nevoilor copilului, nu neapărat cu dizabilități, pentru că de multe ori se spune copilul cu dizabilități ca și cum este un capitol încheiat. Aici vin și copii care au suferit accidente în timpul vieții și au o dizabilitate temporară, nu neapărat pe tot parcursul vieții. Și foarte important pentru noi ca dezvoltarea centrului a fost relaționarea în permanență cu părintele. Părintele unui copil care are afecțiuni grave și pe termen lung este un părinte foarte documentat. Toți părinții care vin la noi, în general, merg în toată țara, la toate centrele posibile și în toată Europa. Ei, culegem foarte multe informații prin relaționarea pe care o avem cu părinții, aflăm ce dotări s-au mai făcut la alte centre similare din Italia, din Ungaria, din Austria și căutăm inclusiv să relaționăm cu astfel de centre partenere și să aducem și în România, la Alba Iulia, echipamente. Aparatura folosită este de ultimă generație. Un exemplu ar fi și terapia prin oxigenare hiperbară. Pacientul se află în capsula hiperbară presurizată și inhalează oxigen de concentrație 97% cu un debit de 8-20 de litri pe minut, folosind masca. Oxigenul de concentrație ridicată, inhalat în timpul presurizării, se dizolvă ușor în toate fluidele corporale și pătrunde în capilarele și zonele slab vascularizate. În 2012, la 1 martie, am început cu 500 de metri pătrați și am ajuns la un anumit nivel de la care nu mai puteam practic funcționa dacă lucrurile nu creșteau. Am primit din partea primăriei și Consiliului Local încă un corp de clădire, astfel încât la această dată, anul trecut, în 2017,
și am încheiat lucrările de reabilitare, amenajare, dotare și tot ce presupune ca terapie, astfel încât în acest an inaugurăm și corpul B. Centrul Maria Beatrice a ajuns la această dată să aibă 1000 metri pătrați de terapie, distribuită pe 24 de săli funcționale, 36 de angajați, asigură serviciile pentru 80 de copii care beneficiază anual de tratamente pe termen lung din județul Alba și în jur la 180 de copii care vin din întreaga țară și chiar diaspora. Pentru că au început să vină copii din Italia, din Anglia, Franța, Germania, vin chiar din țări mai îndepărtate, ca Irlanda, Norvegia, și pentru noi a fost foarte important. De fapt, pot să zic că asta ne-a dezvoltat. Dacă am fi rămas la nivelul Alba Iulia sau județul Alba, unde este vorba de acele locuri subvenționate, poate că am fi rămas la un nivel rezonabil de calitate. Dar în momentul în care vin zeci și sute de familii de la sute de kilometri și mii de kilometri depărtare, ceea ce presupune dislocare din familie, concediu, etc., bani pentru transport, tot deranjul deplasării, pretențiile cresc foarte mult. Și atunci personalul a înțeles că nu poți să te joci cu copilul și să zici că faci terapie la un părinte foarte documentat, care vine de la sute de kilometri sau chiar mii de kilometri. Asta ne-a impus să aducem din străinătate, prin SES Germania, să colaborăm. Suntem la al treilea curs cu profesori din Germania care vin la Centrul Maria Beatrice în Alba Iulia. Ne cursează personalul și fac practică chiar pe cazuistica pe care noi avem în centru. De asemenea, am adus de două ori din America și de două ori din Anglia. Inclusiv acum în toamnă o să ne vină o doamnă profesoară de la Oxford cu încă două colege, tocmai pentru a alinia practica terapeuților noștri cu ceea ce se întâmplă la această dată în Anglia, în Germania, în Statele Unite. Și de asta zic că calitatea noastră a crescut pe măsură ce centrul a fost abordat de copii din întreaga țară și din străinătate. Bineînțeles că părinții vin și cu un know-how pe care l-au de-a lungul vieții în toată această călătorie în tratamentul copilor lui și colaborarea cu părinții este foarte strânsă. Noi, ca părinte a unui copil cu dizabilități, n-am vrut să facem un centru care mai există în România, că dacă există, nu trebuie neapărat să-l mai faci odată. Am căutat să-l facem în deplină conformitate cu frustrările pe care noi le-am trăit ca părinte a unui copil cu dizabilități la noi în țară. Și atunci, la noi părintele participă la absolut toate terapiile și căutăm ca atmosfera să nu fie de spital. Este important inclusiv estetica centrului, pentru că estetica este terapie. De multe ori, dizabilitatea merge într-o zonă mai ruginită, mai de mâna a doua. Nu, și dizabilitatea trebuie să aibă demnitatea ei și părintele unui astfel de copil trebuie să aibă demnitatea lui, pentru că în viața multora dintre noi, ca părinți ai copilor cu dizabilități, această situație este o întâmplare și nu neapărat o vină. Este o întâmplare, poate o culpă medicală, într-un sistem medical foarte aglomerat, foarte rutinat, nu are rost să dezvoltăm, dar sunt întâmplări, în general sunt părinți tineri, sunt aici avocați, ingineri, medici. Întâmplarea poate să apară în mai multe familii, mai multe categorii sociale. Fetița Maria Beatrice Onac nu poate merge și nu vorbește, iar șansele ei scad cu fiecare nou an împlinit. Dar Centrul Maria Beatrice din Alba Iulia ajută sute de copii cu paralizii cerebrale sau accidentați din întreaga țară să meargă, să vorbească, sau cel puțin familiile lor să poată să spere acest lucru.
Centrul Maria Beatrice este un centru născut din 2%. Practic, tot ceea ce am realizat aici la începuturile noastre a fost realizat prin participarea unor mase mari de oameni, mii de oameni, care ne-au sprijinit cu acea redirecționare a 2% din impozitul pe profit. După care au început să vadă și privații ce anume facem și noi, în general, când achiziționăm ceva, mergem la furnizor care ia legătura cu primul depozit, cu al doilea depozit. De obicei ajungem și în port și ajungem și în străinătate, încât sărim 2-3 mâini pentru achiziția aparaturii și obținem de multe ori reduceri până la 40-60% din costul final al produsului. Cu dosarul, cu aceste costuri absolut optimizate, mergem la finanțator să vadă că apreciem banul lui. Și, în general, finanțatorii, dacă în acest an ne ajută cu 200 de milioane, la anul ne ajută cu 800 de milioane. Aici este modalitatea de abordare a finanțatorului. Trebuie să-i arăți că banii lui au valoare. De ce crezi că preferă Maria Beatrice părinții care vin aici? Pentru că este importantă relația terapeut-părinte, părintele fiind pacientul mare, să zic, și avem foarte mare deschidere, obiectivele copilului se fac împreună cu părintele. Ne punem de comun acord, vedem care sunt dificultățile care le întâmpină în mediul familial și încercăm să găsim anumite modalități tehnici în care se pot depăși dificultățile. Terapia ocupațională este o completare a kinetoterapiei. Mergem pe partea de dezvoltare a motricității fine, integrare senzorială, lucrăm foarte mult pe partea de comportamente. Sunt mulți copii cu tulburări de comportamente, îi ajutăm să-și gestioneze furia, să-și dobândească abilitățile de a-și exprima emoțiile, ce să spună în anumite contexte. Părintele are rolul cel mai important. Noi, ca și terapeuți, încercăm să ajutăm părintele cum să gestioneze starea copilului. Aplicăm tehnici și metode din ludoterapie, ergoterapie și integrare senzorială. Prin joc folosim foarte mult jocul copilului, în care copilul este motivat, este stimulat de a realiza anumite activități prin joc, în care îi oferim susținere și încredere. E foarte importantă, de asemenea, și încrederea în sine, să vadă că poate realiza activități singur, independent și cât mai ușor. Hai, și încă o dată. Tare, tare, tare. Tare! Bravo, unde e genunchiul? Da, fac sportul tău, sus. Și sus, sus, sus. Bravo. Și sus, piciorul ușor. Ca și evoluție pe termen lung, încă 23 de ani, îmi doresc, pentru că eu sunt unul dintre părinții care, deși pare paradoxal, nu voi pleca liniștit de pe acest pământ știind că fiica mea rămâne, n-aș vrea să rămână într-o instituție de stat și atunci am 23 de ani la dispoziție, timp în care să creez un sistem absolut stabil, care să nu depindă prea mult nici de stat, nici de privat, să fie o combinație cât se poate de stabilă. Pe termen mediu și lung, ne-am propus și la ora asta, în acest moment când noi vorbim, se toarnă placa peste parter, construim un centru pediatric de recuperare la Alba Iulia, un centru de o mult mai mare anvergură decât centrul Maria Beatrice actual, pentru recuperare post-traumatică, post-operatorie a copilului accidentat. Noi la această dată pe centru suntem foarte solicitați pentru copii care nu s-au născut neapărat cu o dizabilitate, ci supraviețuitori ai accidentelor de mașină. Copiii, în general, în accidentele de mașină supraviețuiesc, dar, bineînțeles, operați pe coloana, bazin și așa mai departe. Acel centru va fi un centru dedicat pentru așa ceva. L-am început ca idee în 2015 și
Am obținut un teren de 6.000 de metri pătrați de la un bucureștean, deloc din Alba Iulia, unde construim o clădire care în final va avea undeva la 3.000 de metri pătrați de terapie, cazare și tot ce presupune asta. Ca să duci un astfel de centru, trebuie permanent să fii pe linia întâi. Prima dată ne-a fost greu să găsim spațiu, pe urmă banii ca să facem spațiu, pe urmă să găsim personalul, pe urmă banii ca să ținem personalul, pe urmă după ce am cursat, au fost buni, ne-au vânat alte centre medicale. Și niciun an nu este ca altul. Absolut în fiecare an, în fiecare zi ești în linia întâi și în fiecare zi trebuie să gândești. De multe ori am fost întrebat de unde ai puterea sau cine te-a învățat sau care e secretul. Nu-i puterea, vine din tine, că dacă nu vine din tine, oricum se gată. De învățat înveți în fiecare zi că ești pus în fața faptului împlinit și n-ai nicio șansă, ori înveți, ori te închizi. Iar celelalte abilități, poate te naști cu ele și n-ai știut de ele. Acum n-am avut de ales și de asta am reușit. Cred că mulți oameni nu reușesc pentru că au de ales. Eu n-am avut de ales. Asta a fost lupta mea pentru fetița mea și s-a transformat în lupta mea pentru centrul nostru, al tuturor copiilor. Sebastian Onac ne-a spus că nu crede în predestinare. Este convins că Dumnezeu ar fi găsit o altă cale de a-i convinge să înființeze acest centru. Iulia și Sebastian și-au asumat înființarea acestui centru pentru a da sens unei tragedii din viața lor. Să nu uităm că zilnic, cu toții, ne redefinim destinul.